Este luni, 19 martie și sunt minus 4 grade. Mă gândeam că o să vă arăt așa ceva într-o zi de vară. Dar ia priviți. Asta e vederea. Este colțul meu creativ care să mă inspire cât mai primăvăratic. A, nu vă... Păcăliți acestea sunt flori de plastic. Oricum, și acum... La, în orice florărie se vor găsi flori din tot felul de sere de prin diverse țări. Pe la noi încă nimic. Nu am curaj să mă dau jos din mașină. Ia uitați, marți, 20 martie 2018, va rămâne în istorie, probabil, în istoria Bucureștiului. Zăpadă, zăpadă. Să vă arăt și câte grade sunt. Minus 1 grad, nu știu dacă vedeți. Asta e o chestie care mai ștergem. Da, minunat. L-am prins la aniversarea celor de la, cum se cheamă aici, pe bar. Din promenada l-am prins și pe dezbrăcatul. Bine, sunt o grămadă de vedete aici, numai eu și Cristina nu suntem vedete, tot am fost mutate de pe un scaun pe altul. Ce să facem? Asta e. Ești cu Cristina, dacă tot am ajuns aici la The Bar, ne uităm la produsele de la Nomad Velo. Eu una habar n-aveam că Nomad Velo are și produse cosmetice. Și văd că au și măști de-astea de tip tissue. Asta e cu acid hialuronic, nu știu ce, la la la, și asta e cu acid salicilic. De folosit cu atenție. Așa, în calitate de detectiv, astăzi eu și cu Cristina, dacă tot pierdem vremea prin promenada Mall, ne ducem în Notino să vă arătăm că aici chiar sunt parfumuri pe bune și să nu vă mai stresați atât ca oră vinde fake-uri. Sorry. Mic. Aici arată ca orice altă parfumerie, nimic altfel. Deci și sensaiul. Prins din palmă, 180. Cam așa arată o zi de 21 martie 2018. Așa. Că tot nu prea mai aveam ce să vă arăt pe vlog cu vremea asta minunată, am venit la Expo Fish Something. Așa. Și vă arăt aici ceva foarte drăguț, o bargă cu niște pești. Ce aș putea să zic și eu, vă dați seama la cât îmi merge creierul acum. Așa, stați că am primit informațiile de la soțul meu. Aici e de fapt o demonstrație cum prinzi răpitor, nu știu ce. Afară este încă extrem de frig, a zis că mi-am înghețat picioarele până aici. Și încă un mistreț, plin de mistreț la chestia asta, normal. Dar nu o să vreți pensule și farduri. Și mi-aș dori și pe pernuțe. Ce, ce simpatic e asta. Ia să-mi iau una cu vulpițe. Una cu vulpițe? Asta numai chestii dietetice. Diet. Deci pentru dieta, fetelor, pentru dieta. Colagen adevărat. Varianta basic. Deci, fetelor, și dacă plecați la pescuit cu soțul, tot aveți o chiuvetă unde să spălați vasele. E 5300 în chestia asta. €5300 bănuiesc. Eu așa un feeling. Deci pornește prețul de la 5300, dar chestia cu jucărica asta e de vreo €15000. Deci e practic o mini rulotă pe care puteți să o luați. Pentru că la piscină nu ne permite timpul, o să putem să avansăm discuția la stat.
mulțumesc, dragule, ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Peisajul se prezintă așa, la sfârșit de săptămână, grămadă de zăpadă, nu mai vine să ies din casă. Ia uitați mașini. Iarnă, nu glumăm. Acasă vară și ceva frumos, peisaj mov. Prin niște notări de la Marino. Parfumul deja l-am mirosit în magazine. La Perla, la Mia Perla. Este o marcă relativ nouă la noi în parfumerii, dar cred că înainte au mai avut parfumuri. Nu știu să vă spun sigur cum se știe parfumurile așa, mai diafane, mai... Nu? Ce zici? Panda? Și asta cred că e un brand nou la Marionne, Tris Traditions, așa, poșnim puțin. Și ăsta e un Relaxing Chakra Shower Cream, frangipani. Hai, ai venit și tu, Rafi, să analizezi, dar vin... ok, Relaxing Chakra, iar ăsta e... Pure Serenity. Deci, e clar, o fi super, super zen. În aceasta am pus la un moment dat pe Insta Stories, am povestit despre acest parfum Fleur de Rocai și am primit la un moment dat o observație de la cineva că, da, este luat de pe Auro și clar este fake. Și că nu este real. Tot ce pot să vă spun este felul următor. Fleur de Rocai este diferit de Fleur de Rocai, cel cu S la sfârșit. Varianta aceasta pe care o vedeți voi în sticluță a fost scoasă undeva mai pe 2012-2013 și a fost, să zicem, o încercare a lui Caron de a ataca și oarecum clientela de mass market. De aia, să zicem, sticla poate nu este atât de wow și de somptuoasă așa cum sunteți obișnuiți cu Caron, dar este foarte original, deci nu e corect gramatical să spun foarte original. Și am stat de vorbă pe un grup de pasionați de parfumuri chiar cu o doamnă care este expert în Caron și mi-a dat atâtea detalii încât chiar mi-a zis că, în primul rând, Caron este un brand care se fake-uiește foarte rar pentru că nu este foarte marketabil, adică nu este un brand pe care lumea să-l caute. Vai, vreau să-mi iau parfum Caron, știi? E gen Chanel sau... Armani sau Tom Ford, care sunt branduri care sunt foarte fake-uibile. Caron este mai neștiut în general de lumea care cumpără parfumuri. Așa că, oricum, chestia asta că pe Auro, pe Notino se vând parfumuri false, deja mă obosește pentru că, slavă Domnului, au trecut deja 9 ani de când cumpăr de la Auro și eu până acum fake-uri n-am întâlnit. Și asta a fost și, se pare, ultima săptămână din martie, care poate ar fi trebuit să ne aducă puțină primăvară, dar ținând cont că afară sunt încă minus vreun grad, 2, strat de zăpadă, nici nu știu ce să vă spun, Crăciun fericit!